Un gol egal un jucător naturalizat pentru naționala României. Dragilor, ce v-ați bine, v-am găsit la un nou experiment în FIFA 24, în AFC 24. După cum știți, a început nebunia asta cu naționala României, cu aceste jocuri amicale cu Irlanda de Nord și cu Columbia. Și am zis, aici să facem un experiment super, super nebun. O să pun 5 echipe într-o grupă, printre care și România. Vă arăt mai târziu echipele. Și la fiecare gol dat de țara noastră prin simulat o să punem un jucător naturalizat iarăși în următorul turneu, să vedem cum se va descurca naționala noastră, pentru că știm cu toții, suntem una cam din puținele naționale acum din Europa care nu prea au jucători naturalizați deloc. Cam ora mi se pare că nici măcar numai la naționala acum, deci nici măcar unul nu mai avem în echipă și chiar sunt curios dacă ne-am bate cu granzii Europei, cum s-ar zice, dacă am avea jucători naturalizați. Hai să drumul la treaba, nu uitați-vă acolo de like și de subscribe dacă aveți astfel de experimente pe canal și hai să vă arăt grupa noastră. E un fel de grupă de Euro, dar mai modificat. Avem Belgia, Islanda, Ucraina, România și Irlanda de Nord. Am pus pe Islanda și pe Ucraina că se bat acum la baraj. Slovacia nu este în FIFA și n-am pus să o pun. Și hai să punem 5 echipe, să punem și pe Irlanda de Nord, că tocmai ce a jucat acum cu ei a făcut egal și chiar sunt tare curios câte goluri reușim să înscriem și la fiecare gol o să naturalizăm un jucător. Vă dați seama că la finale tot să vedem câte goluri avem și după o să îi punem direct pe toți, ca să nu punem neapărat la fiecare gol pe care îl dăm, că o să dureze ceva timp. Aceasta este echipa noastră deocamdată, cu Moldovan, Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu, Comanci, Câldău, Marin, Moruțan, Stanciu și cu Alibec. Cred că e cam cea mai bună echipă, doar Hagi, de exemplu, sau Man. Ba, hai că punem pe Man aici și pe Răzvan Marin Colea. Bă, dar parcă fu Marin. A, Fucial Marin, de-aia nu știam eu. Am înțeles. Și pe Hagi în locul lui Câldău și jucăm așa. Cam asta ar fi chiar cea mai bună echipă. Și Olaru, Coleanu, aia, bă, totuși avem echipă destul de echilibrată cam pe toate pozițiile, zic eu. Chiar e destul de echilibrată, deci, chiar dacă am făcut-o mai egal cu Irlanda de Nord, mie mi s-a părut, bă, într-adevăr, sub zisitor, dar parcă au intrat vere, nu știu, cu altceva, parcă, știai, parcă se vedea că e un pic mai solidă echipa, nu știu cum să vă explic. Prom a fost un amical. Nu-ți dai atât de mult suflet într-un amical, adică nu e de încălzire, cum s-ar spune, să vezi cum mai merg lucrurile în echipă, nu să mori acolo pe teren, deci chiar eu zic că a fost meci bun, totuși, meci bun, nu foarte bun, că nu pot să zic că s-au dus jucătorii Silința, nici aia de la Ilana Nord, bine, aia, poate s-au dat un piemul Silința, că am văzut că nebuni să după ce duse regolul, dar na, trecem peste. Hai, simulăm aici frumos primul meci, chiar cu Irlanda de Nord jucăm, ba nu, cu Ucraina. Jucăm în deplasare, meci destul de greu, zic eu. Quick sim, să ne câte goluri dăm și facem egal. Stanciu ia roșu, două galbene mai exact. Ah, nu e bine. Nu e bine, deocamdată n-avem niciun gol înscris. Islanda bate pe Irlanda de Nord cu 2-0. Și noi rămânem fără capitan. Hai să... O să dăm auto-replace, just for this match, că n-are rost să punem noi acolo frumos. Hai să vedem cu Irlanda de Nord, am făcut egal la București, să dacă o să facem și acum în FIFA. Și ne bate. Fai de viața noastră. Ne-au și condus chiar. Marchează Coman, dar avem un jucător. Se reminte, avem un jucător de naturalizat. Hai să vedem mai departe. Avem acum meci cu Belgia, cea mai bună echipă din grupă. Să vedem dacă reușim să facem ceva meciul ăsta. Sincer, n-am mari așteptări dacă pe noi ne bate Irlanda de Nord acasă, în FIFA. Da, nu mai zic nimic. Și ne bate și Belgia 2-1, dar mai avem un gol. Deci mai avem un jucător pus acolo de naturalizat la final, doi jucători până acum și mai avem un singur meci mai avem, că trebuie că doar turul, nu jucăm și retur. Să vedem ce reușim să facem, bă, avem cu
Islanda acum, 4 puncte, noi suntem pe ultima poziție, avem un singur punct, vai de curul nostru, decât două goluri înscrise. Hai că se poate, hai că se poate, ultima partidă, 2-2, e bine, dăm două goluri, deci avem 4 jucători și o să fie mișto, o să fie mișto, chiar sunt curios pe cine o să iau acolo. La ce jucători o să mă gândesc, o să stau așa, cred că un sfert de oră să mă gândesc ce jucători o să iau și revin. Din păcate asta e, facem doar două puncte fără niciun jucător natural dat în grupa asta, destul de dezamăgitor, zic eu, doar două puncte. Acum o să vină returul, dar nu ne interesează returul. Bun, deci 4 goluri, 4 puncte. Revenim, dragilor, cu jucătorii pe care vreau să-i naturalizăm. Bun, am naturalizat cei 4 jucători, am pus aici la FCSB, că n-aveam cum să se pună în culoanța României, că n-avem modul ăsta să putem să schimbăm naționalitatea unui jucător. Și eu, cum FCSB-ul cam are culorile, tricolorii naționale, deci am zis să fie aici foarte și cea mai galonată echipă din ligă. Deci am pus aici jucătorii, 4 jucători, cum am zis, pentru aia 4 goluri. Hai să vă arăt echipa, acei 4 jucători sunt nimeni alții decât Haaland, Kulusevski, Adeyemi și Cucurella. Haideți să vă explic de ce am ales pe acești jucători. În primul rând Adeyemi, pentru că e român, teoretic, deci e din naționalitatea noastră. Dar de ce se face pentru Germania? Bine, am înțeles că au fi fost niște nelemăriri cu chiar cu naționala noastră, că ea ar fi vrut să o face pentru România, dar ăștia nu știu, au fost proști și nu i-au dat niciun contract sau ceva de genul. După avem Cucurella, că îmi place numele, puii mei, Haaland și cu Kulusevski, amândoi pentru că nu sunt calificați la Euro cu Norvegia și cu Suedia. Noi suntem calificați, am zis aici să-i naturalizăm, să vadă și ei cum e să duce la Euro. Nu? Nu zic bine. Și arată echipa, zic eu, destul de beton, mai puțin aici să scoate pe Târnovanul, să-l băgăm pe Moldovan. Așa arată echipa noastră, Moldovan, Cucurella, sau Cucurea, nu știu exact cum, la Cucurea cred că se pronunță mai bine. Drăgușin, Burcă, Bancu, Adeyemi, Kulusevski, Man, Stanciu, Marin și cu Haaland, eu zic echipă de top. Să vedem acum dacă reușim să le facem față celelalte echipe din grupă, e aceeași grupă. Hai să vedem dacă reușim, bă, măcar locul 2 din grupă. Nu mă aștept să câștigăm grupa, dar măcar locul 2. Quick Sim, i-am dat drumul. I-am dat drumul, ne bate Belgia 2-1. Ce mai greu meci din prima, pierdem din păcate cu Belgia. Haaland totuși marchează pentru naționala României. De Bruyne, colegul său de la City și cu Onana. Da, măcar înscriem cu Belgia. Nu mă așteptam totuși să îi bătând, dar poate un egal mergea. Hai să vedem acum meci cu cei de la Irlanda de Nord în deplasare. Cică 4-1. I-am spart Kulusevski, deschide scorul, jucător naturalizat, până acum doar jucători care i-am naturalizat au marcat, dar se pare că revin și noștri. Hagi marchează și dublă lui Stanciu, dubla capitanului, 4-1, îi spargem pe nord-irlandezi. Ucraina se pare că bate Belgia. Ok, surpriză zic eu, surpriză. Acum vine meciul cu Ucraina, suntem în fața acolo, Belgia a făcut 6 puncte. Putem și noi să facem 6 puncte, ia să vedem meci cu Ucraina. Jucăm tot cu echipa asta, nu sunt atât de obosiți. Hai să dăm drumul cu Ucraina, 0-0, facem egal din păcate. Un punct, dar e bun și punctul ăsta, e bun și punctul ăsta, suntem acolo. Suntem în față, acum ultimul meci va fi cu Islanda, care e pe locul 2, Islanda, Belgia deja a câștigat grupa, asta e ultima partidă, partidă de totul sau nimic pentru calificare, cum s-ar zice, că primele două se califică din câte știu eu. Bine, acum dacă ar fi 5 echipe, cred că ar fi primele două și trei ar se duce la baraj, mă gândesc. Da, vedem. Hai, Islanda versus noi, am mai avut un meci de baraj cu câți ani? 4 ani? Sper să nu zic prostii, un meci de baraj și ne-au bătut islandezii. Hai să-i dăm drumul. Tot echipa asta, Quick Sim, Islanda deplasare și 3-0 i-am spart.
I-am spart, marchează primul gol Haaland în minutul 9 după Stanciu și după Kulusevski. Stanciu este golgheterul naționalei, chiar și totuși jucător de al nostru, până la urmă este capitanul nostru, cel mai bun jucător din echipă. Bine, 3-0, i-am spart și luăm locul 2. Luăm locul 2 în grupă. Bine, este foarte bine. Acum cred că nu mai apar locul 2, că e retur. Ba nu, a rămas așa, a rămas așa. Locul 2, România, cu jucători naturalizați, adevăr, ne bate până mă Belgia, că na, Belgia e, are echipă mai bună decât noi și are mai mulți jucători naturalizați, zic eu, decât noi. Deci, dacă știți ce zic. Bun, peste Islanda, peste Ucraina și peste Irlanda Nord, eu zic că a ieșit destul de bine experimentul, sper că v-a plăcut, nu este un experiment chiar atât de lung, dar nu prea aveam nici ce să facem atât de multe lucruri. Merge mai departe cu fețe din grupa de Euro dacă am avea jucători naturalizați. Hai, eu v-am pupat, like acolo, cum am zis, subscribe dacă n-am făcut-o până acum. Nu mai avem mult, facem 5500, cine știe, poate facem chiar 6000 până începe vara, ar fi mișto, rău de tot. Hai, v-am pupat și vă spun, la revedere, ciao!